În primul rând, pentru că nu este dat sau nu i-a fost dat acestei facultăți să sărbătorească un centenar de la nașterea primului său decan vreodată, ea nefăcând un centenar ca existență independentă. E primul motiv pentru care ne întâlnim astăzi, să ne amintim de personalitatea profesorului Piru, care nu numai că a fost primul decan al Facultății de Litere, dar a fost și profesorul care a modelat, într-un fel sau altul, viitorul științific al acestei facultăți. Al doilea rând, observați locul unde ne-am întâlnit și actualilor profesori, foștilor studenți, locul acesta ne spune ceva. Cândva acesta s-a numit Amfiteatru Piru. Și a fost primul gest al unei facultăți de a cinsti memoria profesorului și decanului ei. Din nefericire, putem să tragem astăzi o concluzie despre felul în care istoria și urmașii se raportează față de profesori într-o instituție care ar trebui să fie model. Dintr-un spațiu academic, și cred că majoritatea celor de aici sunt legați într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin emoțional de acest spațiu, Universitatea din Craiova, plecată într-un ritm alert pe calea dezvoltării și a modernizării, a făcut o cârciumă. Norocul nostru este că profesorului Piru îi plăceau astfel de spații nonconformiste și ne-am gândit că, în pofida acestei blasfemii universitare de a transforma dintr-o sală de curs sau într-o sală de mâncare, am hotărât totuși colectivul de organizare să facem aici această întâlnire care are un singur scop, acela de a rememora prezența profesorului Piru la Craiova și o facem cu ajutorul colegilor noștri de la Craiova, celor care l-au cunoscut atunci, și a colegilor noștri de la București, prieteni foarte buni, o triadă de nedespărțit, din nefericire, timpul a lăsat în urmă din această triadă puțin. Drept care, doamna profesoară, să rămână. Să rămână. Drept care am împărțit această zi. Să rămână la sesiune, grici. Nu reluăm temele recurente, nu așa. Astfel încât ziua de astăzi va fi împărțită într-o primă secvență, cea care a început acum, și în care fiecare dintre colegii pe care îi vedeți la masă își vor aminti despre personalitatea profesorului Piru, îl vor evoca din perspectiva pe care ei o cred și au crezut-o cea mai importantă, și a doua secvență, cea științifică, prin care Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, dar nu numai profesorii și studenții Facultății de Litere, ci și colegi care au trecut prin băncile acestei facultăți, vor încerca să ne demonstreze că semințele aruncate, intelectuale aruncate de profesorul Piru au rodit și să ne demonstreze calitatea acestor roade. Calitatea mea de, eu știu, oponent al faptului că aici aș fi vrut să se facă tot sală și de curs și a devenit cârciumă, deci în calitatea mea de profesor care a avut un eșec zdrobitor, le mulțumesc colegilor care au avut ideea de a ne întruni astăzi, doamna profesoară Căstea, doamna profesoară Bălan. Mulțumesc doamnei Bălan. Da, eu. Da. A fost o vorbă aruncată și m-a prins. Îi mulțumesc doamnei Nina Bălan, cea care s-a ocupat de și a administrat și a organizat această întâlnire împreună cu cele două tinere colegi ale noastre, trei tinere colegi ale noastre. Și acum îi dau cuvântul doamnei Nina Bălan. Să continui ideea pe care domnul prorector, pe care vi-l prezint acum celor care nu-l cunosc, este domnul prorector al Universității din Craiova și fost decan al Facultății de Litere. Am să continui prezentarea și cu ceilalți, dar dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte la început.
Vreau să vă mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare să participați la o idee, nu neapărat o conferință. Ideea că și în învățământul universitar încercăm să respectăm, sau respectăm mai curând în învățământul universitar, o tradiție. Că niciunul dintre noi nu a apărut din neant, ci suntem noi înșine produsul unor oameni care se numesc profesori. Orice succes am avea se datorează, sigur, calităților noastre extraordinare, dar nu numai. Ci se datorează și prezenței acestor oameni în viața noastră. Și noi asta am vrut astăzi, asta am intenționat să facem, o legătură între generații și o legătură universitară între două concepte pe care eu le consider esențiale mediului universitar. Unul este generozitatea și le mulțumesc încă o dată invitațiilor noștri și tuturor participanților că au avut generozitatea de a-și dărui timpul pentru a sărbători Facultatea de Litere din Craiova, o personalitate cum a fost Alexandru Biru și prezența dumneavoastră. Și a doua trăsătură care mi se pare esențială într-un portret robot al universitarului este cea a dăruirii. Generozitatea timpului și dăruirea oamenilor cu care noi lucrăm. Și mă bucur enorm că între noi se găsesc masteranți, se găsesc tinerii doctoranți de la universitățile din București, Craiova, Constanța și Sibiu. Faptul că avem colegi din mediul preuniversitar cu niște doctorate formidabile din Vâlcea, de exemplu, din Craiova. Avem cercetători și avem colegii noștri universitari. Acesta este spectrul învățământului universitar în întregimea lui și a ideii pe care o vreau să o subliniez de generozitate. Vreau mai întâi să mulțumesc colegilor care, cu care am lucrat pentru aceasta. Nu sunt eu șefa, să știți, eu nu mă apar șefa. Cu care am lucrat pentru organizarea acestei conferințe, și anume Ilona Bădescu, Ilona Duță și Gabriela Gheorghișor. Și tuturor celor care ați venit, vreau să-i mulțumesc doamnei Adriana Costăchescu, domnului George Popescu, pentru că și-au găsit din nou, din generozitate, timpul de a veni să ne mărturisească ceva despre Alexandru Biru. Și acum dați-mi voie să vin la partea mea favorită, să vă prezint invitații noștri speciali și să-l încep probabil cu cel mai drag mie, domnul Eugen Negrici. Pentru că, știți, și spun, mi-asum afectiv ce spun, este omul pe care l-am avut în comisia de admitere la Facultatea de Litere. Adică cum să nu fie dragul nou care îți dă admis la Facultatea de Litere? Doamne, iartă-mă! Eu l-am avut și îl țin minte. Vreau să nu spun, nu-i fac CV-ul, duceți-vă să citiți. Trăim într-o lume atât de formală, încât aproape ne pierdem identitatea, n-am ajuns să fim... Domn profesor, să nu cădem în discuția de ieri. O continuare noi. Nu, că a fost deprimant. Ne transformăm tot mai mult în cifre. Noi ne facem grile de evaluare. Numele nostru dispare în spatele punctajelor obținute. Ne numărăm punctișoarele, știți, ca boabele de porumb. De aceea n-am să vă prezint CV-ul la niciunul dintre absolut grozavii noștri invitați din afara Universității din Craiova. Ce am să vă spun, afectiv, cum privesc eu acești oameni. Și pe domnul Negrici îl privesc cu o afecțiune pe care nu o să mi-o ia niciodată nimeni, pentru că este un om de o generozitate și o noblețe pe care nu o întâlnim foarte des. Și nu știu cărțile, nu. Dar știu omul și profesorul. Profesorul care găzduia un student pentru că n-avea unde să stea după cutremur și l-a găzduit cu o singură idee, să scrie. N-a scris niciodată studentul ăla, dar nu e important, să mai greșim uneori. Dar era un act și acest act este un act de generozitate universitară, pentru că acel tânăr avea potențial, pentru că cineva a investit, și anume profesorul a investit în acel tânăr, eșecurile ni le asumăm. Dar pentru asta îi sunt etern recunoscătoare, pentru că m-a învățat să fii nobil și generos. Chiar dacă tu ești la rândul tău o persoană extrem de reușită la nivel universitar, dar și cultural românesc. Și nu și-a pierdut niciodată aceste calități și pentru asta îi mulțumesc eu personal. Pentru că mi-a fost profesor și n-am să spun altfel niciodată decât că am încercat să învăț de la dumnealui. Nu știu dacă am reușit foarte tare să învăț că se poate scrie frumos despre lucruri plictisitoare. Pentru că cartea pe care am citit-o prima dată scrisă de domnul Negrici era o carte despre cronicari, și am reușit să o citesc și să-mi placă foarte, foarte mult.
cronicarii i-am învățat din cărțile domnului Negrici. Pentru asta iarăși îi mulțumesc că m-a făcut mai deșteaptă prin dumnealui. Cel de-al doilea invitat pe care am avut onoarea să-l cunosc el, dar pe care l-am adorat pentru un roman pe care l-a scris și care se numește Calcuzani și este un roman care pe mine m-a impresionat teribil de mult și în foarte tânăr era mai impresionabil acum. Dar Calcuzani mi s-a părut un roman. Iar ieri am descoperit un om care îi spune, este povestitorul, este cel care are acumulat uluitor date, nu numai istorice, dar date despre istoria apropiată de noi. Un om cu o vervă și cu un umor uluitor, face parte din profilul universitarului. Universitarul trebuie să știe să și povestească, trebuie să acumuleze istorie, istorie universitară. Dumnealui l-a plimbat prin foarte multe domenii al istoriei. Și mulțumesc foarte mult pentru că a venit aici din același sentiment de generozitate și de apreciere a unui act cultural. Nu în ultimul rând, am încercat și o să păstrez o anumită cronologie. Cred că anonim se numește Silvian. Da, 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 da. Senzațional, adică este un povestitor de mare clasă. Cel de-al treilea invitat pe care îl iubesc iarăși foarte mult și am să vă spun de ce îl iubesc foarte mult, nu că pe domnul Angelescu nu îl iubesc, îl iubesc la fel de mult, dar îl iubesc mai mult pe domnul Angelo, mai vechi, pe domnul Angel. Am mulți. Dar nu că ajung și la domnul Pane, adică până și el, eu sunt astăzi într-o atmosferă foarte, foarte creștină. Domnul Angelo Mitievici, profesor la Universitatea din Constanța, care a făcut 2 ani, a făcut 2 ani de informatică și 2 ani de interne la noi, și care a fost primul student cu care am vorbit eu în calitatea mea de tânără asistentă la facultate. Pe coridor n-am vorbit, da. Prima mea oră am avut-o la informatică cu domnul Mitievici. Pe Angelo îl iubesc pentru că m-a învățat ceva și el m-a învățat ceva și Angelo m-a învățat că poți să fii în această lume a cifrelor și această lume impersonalizată care devine din ce în ce mai mult învățământ universitar și să-ți păstrezi profunzimea, să-ți păstrezi onestitatea, să-ți păstrezi spiritul și să-ți păstrezi acea privire către tine, acea analiză către tine. Este omul care a intrat într-o zonă cu tot ce are mai onest în el și m-a învățat pasiunea trebuie să ți-o urmărești. Din pasiune pentru litere a plecat de la informatică și se pare că a avut dreptate și nu a greșit și mulțumesc foarte mult pentru că a venit de la Constanța să ne onoreze astăzi prezența. Nu în ultimul rând vreau să vă prezint pe profesoara mea foarte dragă, am mai prezentat-o acum vreo 3-4 ani. Eu ziceam să rămâi numai la ei. Nu-i las, vreau să pedepsesc pe toată lumea astăzi. Dar cu iubire, poate la Nicu Pana mai zic ceva de iubire, dar mai am terminat cu iubire. Da. Domn profesor, gata. Da. Pe doamna profesoară Cornelia Cârstea. Da? După 10 ani? Da. Doamna profesoară Cornelia Cârstea este aici și în calitate de complice la această idee lansată de domnul profesor Negrici și locit apoi cu domnul Nicu Panea și cu Cornelia la o cafea și care nu numai că l-a cunoscut pe Biru, dar înțelege foarte bine și asta m-a învățat doamna Cornelia Cârstea, înțelege foarte bine că noi nu suntem doar oameni care scriem, care predăm, ci suntem oameni într-o interacțiune continuă cu cei din jurul nostru. Și astăzi sunt convinsă că în luarea de sede cuvânt o să înțelegeți acest lucru. Domnul Gabriel Coșoveanu, prezint masa după aceea, mai am de prezentat, dar sunt scurtă, Nicu, gata. Domnul Gabriel Coșoveanu este cel de care am învățat Constanța. Este cel cu care am avut probabil cea mai constantă relație amicală de 20 și ceva de ani de când ne știm. A fost decanul Facultății de Litere. Domnul George Pepescu, îi mulțumesc foarte mult că a venit, ca și doamna Leana Costăchescu. Iar domnul Nicu Parea, care este prorector, a fost decanul facultății 2 ori, este omul de la care am învățat ceva. Chiar și de la domnul Nicolae Panea am învățat ceva. Am învățat cum să ne respectăm profesorii. Este omul care, în absolut fiecare moment în care eu l-am văzut, a dovedit o maximă atenție și respect față de foștii noștri profesori. Și am învățat mult din această atitudine. Este o atitudine de politețe și de respect înnăscută, naturală. Nu este forțată și niciodată nu s-a forțat. Și am o fotografie pe care o să o trimit, în care este doamna Cornelia Cârstea așezată la masă și dumnealui vorbea ceva cu doamna profesoară. Și ca să nu fie mai înalt, să nu stea pe o poziție inconfortabilă pentru doamna care era așezată, s-a așezat în fața mesei Ciuci. Și vorbea de acolo și am poza aceea și asta spune multe. Dumnealui este corector, dar mai trebuie să stea Ciuci în fața unei foste profesoare.
Domn profesor, nu-mi stricați, vă rog frumos. Sau poate totuși... Dar eu sunt patetică. Improvizarea trebuia să respecte un prorector și să rezenitice. Nu, îți trimit poza, pentru că poza este extrem de frumoasă și de asta spun, noi învățăm continuu, cel puțin ne-am învățat în continuu. Un alt fost decan prezent printre noi este doamna Cristiana Tudorescu, care doamna profesoară este directoarea, așa se spune cu funcție, nu le prea știu, este directoarea școlii doctorale Alexandru Pilu din Craiova și de la dumneavoastră am învățat ceva, am învățat ce înseamnă să depui eforturi nu numai pentru tine și pentru ce dorești tu în viață și în cariera ta, ci pentru tinerii pe care îi păstorește, pentru proprii doctoranți, dar și pentru colegii care conduc doctorate în Universitatea de Craiova și pentru o putere de muncă fascinantă pentru mine, care obosește destul de greu. Și am să închei, ca să nu să-l supăr pe Nicu, și pe domnul profesor, că sunt prea patetică, cu actuala decan a Facultății de Litere, care ne-a ajutat enorm, mai ales pe mine, care sunt un foarte bun organizator, dar cu care m-am sfătuit permanent, care a fost permanent alături de noi și care a făcut parte din comitetul organizator, chiar dacă nu oficial, și mulțumesc pentru asta foarte mult, Ani. Doamna Mihaela Popescu este prodecanul cu cercetarea a facultății noastre și, deși este mai tânără, bine, decât unul dintre noi, este o persoană care a fost întotdeauna alături și asta am respectat și mulțumim foarte mult, a fost alături de ceea ce se dorește să se facă pentru Facultatea de Litere și pentru această idee a unei tradiții pe care trebuie să o respectăm, dar pe care trebuie să o și continuăm, să încercăm acasă, să continuăm. Eu vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru prezență și propun să începem această întâlnire. Îi mulțumesc domnului profesor de la Universitatea de Bacău, din Bacău să ne facă o surpriză enormă și sunt foarte recunoscătoare, domn profesor. Și vom începe cu un moment în care să-l auzim pe cel care este personajul principal, de fapt, al acestei întâlniri. Îmi pare extraordinar de bine că ați ascultat vorba aruncată de mine atunci, că ar fi cazul să facem un bust Piru și să facem o seziune Piru. Nu puteți să vă imaginați ce a însemnat pentru noi apariția în Craiova a profesorului. Dar înainte de a spune asta, trebuie să vă amintesc că am fost nevoit să aleg între Manolescu și Piru. Manolescu m-a invitat cu vigoare, proletar aproape, să mă duc la Iași, la decernarea premiilor. Și am preferat între iubirea filială față de Piru, am preferat pe aceasta în locul iubirii unui confrate critic care, ca orice confrate critic, te poate părăsi oricând. Așa că am venit aici, înjurat, denigrat ușor printre colaboratori, dar am venit pentru că e vorba de Piru. Și nu vă imaginați ce a însemnat apariția lui în anii aceia, în orașul acesta, când aproape toate posturile erau ocupate de profesori, unii absolvenți de la fără frecvență, profesori din oraș, unii de română, care predau cum predau, care ocupau posturi într-o mare viteză, care erau stăpâni pe situație și dintr-o dată apare Piru, care vine cu legislația în mână, legislatorul, omul care știe să reorganizeze și să fie de neoprit atunci când vrea să ducă un proiect la capăt. Profesorul acesta, cu vocea lui tărăgănată și blândă, ne-a fost ca un părinte și n-aș vrea să-i analizez aici opera, o să spun câteva lucruri despre ea, pentru că și-a scris-o într-o perioadă de mare dificultate pentru cultura noastră, perioada de recuperare de după nenorocirea pe care a produs-o realismul socialist și perioada proletcultistă. Cea mai mare parte a scris-o după 1964,
când a trebuit să facă un efort de recuperare uluitor, care a obosit de altfel foarte multe spirite românești. A trebuit să se zbată, să se bată cu o mulțime de reminiscențe din vechea mentalitate. Pe urmare, opera lui, sigur că e datată, dar ce nu e datat în critică? Nu trec nici 10 ani și opiniile de astăzi nu vor mai fi mâine decât niște biete formule de apărare sau de respingere. Am remarcat generozitatea uluitoare în ce mă privește și în ce ne privea pe noi atunci, față de orice încercare de a fi înnoitor, într-o epocă în care el era un clasic al criticii, care era un urmaș al lui Călinescu, care încerca să scrie călineștian, care avea o viziune călineștiană, care era un ideolog reținut, care așeza perioadele foarte clar și mai ales care strălucea în domeniul literaturii vechi. Atunci, în anul în care ne-a predat nouă, am avut o revelație. Atunci a început să îmi placă literatura veche, atunci am început să iubesc și am început să iubesc prin vocea monotonă a lui Piru. Pentru că eram obligat, monotonia m-a obligat să fiu foarte atent. Și toate lucrurile pe care le spunea, lucruri extraordinare pe care numai el cu memoria lui fenomenală le știa, el care scrisese odată, mie mi-a mărturisit că de două ori istoria lui Călinescu, a scris-o de mână, cuvânt cu cuvânt, la cererea profesorului Călinescu. Numai prima. Ascultă-vă mine, el mi-a zis de două ori. Da. Dar a doua, să copiez Călinescu de două ori, vă imaginați că totuși e un efort înfricoșător. Și în timpul ăsta, cu memoria lui fabuloasă, a început să rețină tot. Știa tot. Domnona Greci, eu știu tot. Asta era formulă generală. Și era confirmată de cele mai multe ori această formulă. Ce vreau să spun? E mai bine astăzi să ne întoarcem puțin tăl spre viața lui, spre biografia lui, spre tot ce s-a întâmplat aici. Mie mi-a arătat foarte repede o prietenie surprinzătoare, pentru că eu eram lingvist, cei care mi-au fost studenți în primii ani știu asta. Eu am fost repartizat ca lingvist și pentru ca să modernizez lingvistica craioveană, care era lăsată pe mâna unor profesori care nu prea știau sau uitaseră de mult toate lucrurile acestea. Întâi am predat la pedagogic, la Institutul Pedagogic, și când a venit el, m-a luat imediat și a început o colaborare uluitoare între mine și el, aproape zi de zi ne vedeam. Făceam la început călătoria pe jos până m-a cunoaște și m-a... până când a început încet să mă cunoască, să mă testeze de la Institutul Pedagogic până aici la Universitate, de câteva ori mă plimbam, n-avea prieteni încă, din păcate a avut foarte repede foarte mulți prieteni, din păcate foarte mulți prieteni, care au profitat de el, cum s-ar zice oltenește, l-au mulți cum au vrut, pe toate părțile și în toate felurile, și chiar încetul cu încetul l-au împins într-un soi de degradare tristă. Noi știm asta, eram foarte amărâți când constatam acest lucru, pentru că așa e provincia în general, dar nu numai, așa e România în general. Trage în jos și, cum să spun, absoarbe valorile în zona mâloasă a vieții. Dintre evenimentele simpatice, așa, pe care ar trebui să le spun acum, a fost primul examen, deși eram lingvist și predam cu seriozitate. Eram de o seriozitate ridicolă, să mă înnebunesc când mi-aduc aminte că le-am dat o dată studenților mei să interpreteze sau nu, să citească niște texte, pe puncte, care texte din lingvistică, din nu știu ce,
și unul nu le-a citit. Nu pot să îmi cer iertare cerului și vouă, care au fost, ați fost mulți studenți de-ai mei mai fi. Am luat și enervat, i-am aruncat pe fereastră caietul unde nu consemnase nimic. Ai o rigoare așa la începutul carierii, o nebunie de asta, o întărâtare așa pe text și vrei să faci ceva și nu ai suport. Și atunci ajungi la chestii de-astea ridicole de care îți pare rău mai târziu. Piru era înțelegător cu tot ceea ce făceam eu și eu făceam o chestie de lingvistică și el nu... Din când în când câte o ironie cordială îmi acorda, din când în când. Prietenia a fost foarte apropiată, încet, încet am devenit omul de casă a lui Piru, știa atâtea lucruri, a fost și la Vâlcea la mine, am fost în călătorii cu el, am făcut baie împreună pe râuri de munte. În fine, ce să vă mai spun, lucruri pe care le bănuiți când cineva caută într-un oraș străin prieteni și lume de care să fie în acord într-un anume fel cu diapazonul lui. Ce vreau să spun? Câteva amintiri. Deci la primul examen de admitere, eu, lingvist serios, aspru, încordat, le ascultam pe fete acolo cu Piru. Piru era în dreapta și eu în dreapta, eu în stânga lui. Și Piru a ascultat așa ușor depășit și eu ziceam, domn profesor, asta e tâmpită, rău. Doamna Negrici, îmi pare rău. Uită-te la ea ce picioare lungi are. Nu va cădea niciuna. 8. Asta a fost prima mea reîntoarcere la neseriozitate. Eram așa prin lingvistica, mă primsese în zona seriozității și dintr-o dată mi-am adus aminte că sunt un neserios. Așa, și ca atare, de atunci încolo am fost și eu mult mai înțelegător față de studenți. Nu-mi vezi, doamna, la care are picioarele până la gură. Așa mi-a zis atunci, are picioarele până la gură. Nu-mi vezi, doamna, la care, ce dracu? Alte povești putem să mai spunem, dar eu cred că au și alții de spus câte în lună și în stele. Îmi pare rău de degradarea lui la București, după ce s-a întors la București, avea o tristețe profundă pentru că, de fapt, iubita lui plecase în Franța și rămăsese acolo. A fost o disperare în sentimentele acestea, pe care le-a recuperat sau prin femei de mâna a doua, sau a treia, a patra chiar, sau printr-o tristețe de asta care devenea uneori mohorâtă și deturna în alcoolism. Însă, cum să spun, eu voi rămâne în suflet cu Piru, Piru acela care a schimbat soarta universității prin rigoarea lui, că nu mai ținea nimica. Când era Piru, nu mai ținea nimica. Intervenții pe sus, da, ăla, da, nu, dom'le, ăsta e bun, ăsta nu-i bun. Nu aveau cum să facă, pentru că toți depindeau de el. Trăistarul depindea și el de el. Toată lumea din conducere depindea de Piru, într-un anume fel, și atunci el își executa programul de rafinare și de înnobilare a Universității Craiova, care abia atunci, după părerea mea, a devenit o universitate. Să ne gândim cu drag la el și să nu uităm că mai sunt câțiva oameni valoroși ai Craiovei la care să vă amintiți. Teodorescu, vă rog să vă aduceți aminte de el, de Dorin Teodorescu, ce personaj a fost, ce om extraordinar, și de Livescu. Am tresărit că nu e aici, că și pe ea o iubea Piru și ei întinsese o mână și ea venea dintr-un alt mediu și trebuia să se adapteze aici. A fost o performeră și ea,
Deci gândiți-vă, dacă tot am luat-o pe metoda calendarului, să mergem mai departe, adică să nu uitați nici de oamenii care au făcut ceva, chiar dacă n-aveau anvergura lui Piru. Ar fi cazul să avem noi românii o tradiție, noi care nu respectăm tradiția, n-avem niciun sentiment al tradiției. Ne pierdem istorie, ne pierdem lucrurile bune, lucrurile se uită. În față nu e decât răul, pe televizoare, peste tot. E rău face istoria în țara asta. Noi câteva lucruri bune ar trebui să aducem și să le punem în față. Vă urez succes în această chestie care o să vă dea o anumită satisfacție. Că noi nu o să mai apucăm, noi cei care le-am iubit pe Piru. Asta e. Mulțumim. Nu mai existau decât două catedre, catedra de literatură și catedra de limbă. Economiile care se făceau cereau comprimarea catedrelor. A fost șeful meu de catedră și într-un fel am fost adjunctul lui pentru că trebuia să preiau partea administrativă și mai ales partea cea mai dificilă, statele de funcțiuni. Într-un moment în care eram 47 de oameni în catedră și ore, de fapt, erau numai pentru 25 în cel mai bun caz. Și, evident, trebuia să fac artificii pentru ca să acopăr normele tuturor. Se bazau pe mine, inclusiv profesorul Piru, cam o lună de zile în fiecare an trebuia să fac toate piruetele posibile să asigur normele oamenilor. Era vremea aceea când cifra de școlarizare scădea, ajunsesem la un moment dat la 50 de locuri pentru anul întâi, două grupe, și evident că scăzând cifra de școlarizare și normele trebuiau să se împuțineze. Nu s-au împuținat, mă rog, am rămas în catedră, toți cei vărsați de la alte catedre, de la catedra de comparată, de la catedra de teoria literaturii, în fine, am făcut parte din acest mamut pe care îl prezida profesorul Alexandru Piru. Un profesor cu un destin foarte accidentat. L-a făcut facultatea la Iași, unde l-a avut profesor George Călinescu, de care, mă rog, era îndrăgostit. De fapt, erau momente, în funcție de amintirile momentului, putea să-l laude, era un geniu, domnul Silviu îmi spunea, sau dacă își amintea momentele neplăcute, mă rog, atitudinea se schimba, nu vreau să o dau și pe cealaltă. Călinescu l-a luat la catedră, împreună cu celălalt student al lui de la Iași, e vorba de Adrian Marino, și mai avea doi asistenți moșteniți de la Caracoste, a cărui catedră o ocupase. E vorba despre Dinu Pilat și de Ovidiu Papadima. Dar după ce o vreme a fost asistentul lui Călinescu, până în 1948, când Călinescu a fost dat afară din facultate, exilat, de fapt, claustrat în ceea ce a devenit ulterior Institutul Călinescu, da, era de fapt un exil poleit, au fost dați afară și asistenții lui Călinescu, respectiv Alexandru Piru, Adrian Marino, Ovidiu Papadima și Dinu Pilat. Lucrul acesta s-a întâmplat în 48,
Dar prin 54-55, când ministrul învățământului era Ilie Murgulescu, venind la el pentru a fi semnate statele de funcțiune ale Facultății de Filologie, cunosc scena de la cel care i-a dus statul de funcțiune la semnat, Ilie Murgulescu și-a pus mâinile în cap, privind statul de funcțiuni. Și-a întrebat, dar asistenții lui Călinescu unde sunt? Asistenții lui Călinescu erau la pușcărie, Oviu Papadima la pușcărie, Adrian Marino la pușcărie, Dinu Pilat la pușcărie, mai puțin Alexandru Piru, care după ce a fost scos de la facultate, a devenit întâi strungar, apoi salvator pe lac, eventual, dacă vreți, vă dau și o întâmplare din perioada în care era salvator, fac o scurtă pauză aici. Într-o zi, în Herăstrău, unde era salvator Alexandru Piru, o doamnă se înneca. Piru, care era un tip sportiv, sare în apă, o scoate pe asta, îi face respirație artificială. Nu e ce și închip doamna Negrici, care are o altă viziune asupra profesorului. Deci o salvează pe distinsa doamnă, nu-i vede de treabă. Dar după o vreme, o lună, două, se ivește șansa să ocupe un post de funcționar, ceva fără importanță la nu știu ce instituție, însă pentru aceasta trebuia să aducă un certificat de la deputatul de stradă. Mă întreabă cine e, află adresa, se duce și sună, îi deschide doamna pe care o salvase, care are mai întâi o manifestare de bucurie. Vai, zice, ce bine îmi pare că dumneavoastră mi-a salvat viața. Păi, da, acum am venit cu o altă problemă. Uite, am nevoie de un certificat de la dumneavoastră ca să ocup postul de... Nu pot să-ți dau. Și nu i-a dat. A rămas în continuare salvator pe lac, după care a făcut o școală de topometrie și era topometru în clipa în care Ilie Murgulescu și-a pus mâinile în cap. Dar Piru, căutați-l pe Piru. Și l-au căutat, l-au găsit la Bacău, era topometru, și l-au adus la București, la Ilie Murgulescu, care i-a spus, te întorci la facultate, dar vreau să-mi faci analiza cursurilor din catedră. Cum să vă spun, era bine și era în același timp rău, pentru că analiza cursurilor, o parte dintre cei pe care trebuia să-i analizeze, i-a fost profesor domnului Negrici. Îi dau un singur nume, nu? Sau mai multe? Nu. Trec peste. Erau cursuri catastrofice, multe dintre ele. Și evident că analiza cursurilor a creat o stare de tensiune și o conflictualitate în catedră care mai avea izbucniri și în clipa în care eu am rămas la catedră, asta se întâmpla în 72 când am terminat facultatea și, mă rog, am trăit în acele tensiuni. Nu vreau să dezvolt partea aceasta pentru că este mult mai complicată și cu aspecte pe care nu e bine să le amintesc azi. Am amintit lucrurile acestea din alt motiv. După sosirea la catedră a lui Alexandru Piru, care era doctor docent, își dăduse doctoratul în 48 cu o teză despre Garabeti Brăileanu și imediat ce a venit în facultate, deși era asistent doctor, și a dat și docența. Și încă un an sau doi a fost asistent doctor docent. A trecut prin ceea ce se cheamă cursus honorum
suita posturilor didactice destul de greu, i s-au făcut mereu obstrucții și pentru a deveni lector și pentru a deveni conferențiar și pentru a deveni profesor. La Iași l-a avut profesor pe Iorgu Iordan. În 40, în preajma rebeliunii sau chiar în preziua izbucnirii conflictelor armate, profesorul, mă rog, pe atunci tânărul student Alexandru Piru, află că pe una dintre listele negre care circulau figura și Iorgu Iordan. Împreună cu viitoarea soție, cu Elena Piru, devenită Elena Piru, a mers și l-a luat de acasă pe Iorgu Iordan și l-a ascuns la altcineva. Mulți ani mai târziu, când își da concursul de profesor în Senat, unde trebuia omologat concursul, evident era și Iorgu Iordan. Întrebat de cei din Senat ce părere aveți, Iorgu Iordan a spus, e cam imoral. Totuși a luat... Deci, știi că s-a bătut cu legionarii. Cunosc. Nu vreau să dezvolt. Era episodul Iordan. Nu le dădeau voie să intre da. La cursul. Da. Era legionar. Nu, m-a interesat doar episodul Iordan, care a fost salvat de cei doi studenți. Am dat aceste exemple ca să vă faceți o imagine oarecare despre traseul pe care l-a parcurs Alexandru Piru. Vreau să vă spun însă că după sosirea lui la București în calitate de profesor la Facultatea de Litere, a devenit principalul reper în facultate. Era și cel mai vârstnic dintre literați. Pentru că era singurul născut în 1917, ceilalți erau născuți 22, 24 și așa mai departe. Deci avea un ascendent al vârstei și din cauza asta, de regulă, era ascultat, au existat și opoziții teribile în mai multe rânduri. Nu știu exact din ce motive m-a adoptat. Există un document, un ultim interviu cu Alexandru Piru, întrebat care sunt succesorii, s-a discutat mult pe baza acestui interviu, întrebat care sunt succesori, el enumeră Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Silviu Angelescu și Eugen Negrici, în această ordine. Despre scătoare. Poftim? Era o glumă. A fost mult comentat această succesiune pe care o sugera Alexandru Piru. Eu socotesc că este reală. Cel puțin în ce mă privește, deși nu am fost student, eu am lucrat cu Cioculescu, cursul de literatură veche, eram apropiat de profesorul Pop, al cărui succesor, de fapt, a rămas la catedră, și eram apropiat de Mircea Martin, pentru că mă interesa teoria literaturii, și a văzut probabil mai târziu. Dar am devenit extrem de apropiat de Piru, și aș vorbi, ca să înțelegeți această apropiere, nu neapărat de, hai să zicem, metoda critică pe care o impusese, critica onomastică. Probabil că știți despre ce este vorba. Pocea ușor numele cuiva. Poftim? Vreți exemple? Da.
Dumitru Nermecu. Nu. Doamna Silviu, dacă te cheamă Alea Boțănu, poți să fii poet. Și am fost și eu victima acestei critici onomastice. Publicasem la un moment dat o antologie de legende, împreună cu colegul meu, Octavian Păun, care semna Hopăun. Doamna Silviu, ce te-ai apucat, doamne, să semnezi cu zero Păun? Lucrul acesta, care, mă rog, ține de o anecdotică, ca să zic așa, ci atmosfera pe care o instituise în catedră și care a făcut ca această catedră să treacă prin momente foarte dificile, prin anii 80, când a fost reactivate tezele din iulie, care până atunci au stat, dar prin 80-80 și ceva, după marile cutremuri, au fost reactivate. Și numai datorită unor personalități ca Piru, ele au putut fi trecute cu vederea. Dar, pentru a vă face o imagine mai exactă, o să povestesc o întâmplare. Era la examen, eu aflasem de la Europa Liberă că 1971, eram în 71, tezele din iulie, mă duc la el și o tez, domn profesor, e groasă. Doamne, serios. Domn profesor, ascultați-mă, e dramatic, se ne întoarce la 53. Ascultați-mă ce vă zic, am ascultat toate pozurile, că le-am ascultat pe toate, și France Inter, și toate, și Deutsche Welle, și tot, repede, ca să văd ce este. Și îi spun, nu se mai poate întoarce, doamna. Se duce la București, se întoarce pe săptămâna și a avut dreptate, domnul Eclipsi. E groasă. Și chiar era groasă. Da, pentru că în catedre aveam oameni ai acelei epoci și evident că ei au simțit imediat că vântul e în pânzele lor. Acea stare de tensiune, de conflictualitate despre care vorbeam, are izbucnit, au fost multe probleme, dar Piru a reușit să păstreze echilibru, să spunem deocamdată. Vorbea cu plăcere despre episodul lui Craiovean. Intra într-un fel în mitopeea personală a lui Alexandru Piru. Cunosc multe, hai să le spunem, anecdote în legătură cu acel moment. Mă interesează mai puțin. Vreau însă că vreau să vă sugerez dimensiunea personajului. În primul rând, domnul Negrici a spus lucrul acesta, dar dintr-un anumit cote. Mă interesează și alte aspecte. În 1980, soția mea își dă examenul de licență. O teză despre Sadoveanu, președintele comisiei, evident, era șeful de catedră, Alexandru Piru. În comisie Eugen Simion, Nicolae Manolescu, secretar de comisie Petre Nicolau. Intră, mă rog, iese după o oră, trei seturi de oră, mai puțin, că am schimbat la față. Ce s-a întâmplat? O întreb, eu așteptam, evident, la ușă. Păi zice, mi-a pus trei întrebări, n-am știut să răspund la niciuna. A zis, normal, numai el știa să răspundă. Dar du-te și pe ce notă mi-a dat. Eu n-aș fi vrut să intru, pentru că știam ce note de Piru. A spus mai înainte domnul Grici. Era de o mare generozitate. Dar, mă rog, o relație de familie nu se neglijează. Intru în sala de consiliere examenul, la masa din spate,
Pirul încadrat de Simion și Manolescu. Manolescu când mă vede, zice, Angelescu, Angelescu, unde mai auzit numele ăsta? Și în clipa următoare îl văd pe Pirul schimbându-se la Vasus, repede, ia catalogul, îl parcurge repede, după care se relaxează. Și, domnul Sălile, te rog foarte mult să nu pleci, că avem ceva de vorbit. Sigur că da, zic eu. Și încerc să trec prin spate ca să văd și eu catalogul. În timp ce mă apropiam, dar te rog foarte mult să nu pleci, avem ceva de vorbit. Sigur că da, zic eu. Mă rog, văd ceea ce știam că e în catalog și dau să plec ca să-mi liniștesc soția. Când să ies pe ușă, doamnul secretar, foarte mult să nu pleci, avem ceva de vorbit. Sigur că da, sunt la secretariat. Ies, îi spun soției, pleacă liniștită că lucra și era fugită de la slujbă ca să-și susține examenul. Pirul a făcut proașcă examenul acela, în jumătate de oră a terminat tot și iese pe ușă, dacă vă amintiți, umbla tot timpul cu o servietă, cu o geantă diplomat. Hai să mergem, domnul Silvia. Și mergem la cina. Era perioada în care restaurantele se închideau la ora 10, peste tot, 10 seara. Aveam asupra mea 200 lei, toți banii din casă. Eram la câteva zile de salariu, pentru că normal, după întâmplarea aceea, trebuia să merg să beau o bere cu colegii. N-am putut, pentru că v-am spus, am ajuns la cina, unde profesorul Piru comandă imediat, doamne, două whisky, după care mai cere două whisky, după care cere o baterie de Riesling de Jidvei, de fapt au fost trei, și un pui la ceaun. În timpul acesta, rog, cred că eram cu totul schimbat la față și îmi făceam fel de fel de calcule în gând. În apropiere de cine, pe Boteanu, locuia un coleg. Îi spun că merg să dau un telefon și mă duc și iau bani de la ăla. Piru, văzându-mă, dar nu se vedea foarte mult, să știe, ești invitatul meu. Evident că am protestat, nu se poate. Nu, ești invitatul meu. M-am relaxat și am folosit bunurile respective. Ne-a apucat ora 10 seara. Când ne-au dat afară chel, noi, mă rog, ieșim și în față, la Ateneu, o doamnă cu fuste lungi și crețe, cu un coș mare de flori. Pirul o vede, se repede glonț. Pare loc așa o târgoare, vedeam de departe scena, scoate portfelul, dă niște bani și ia buchetul acela imens de flori, cu care vine la mine. Doamna, să te rog foarte mult să duci florile acestea doamnei din partea mea, să-i cer scuze că nu am recunoscut-o. Vă imaginați reacția soției mele? A intrat în mitopea personală, repet, acest episod. Nu, dar era deosebit de atent cu cei din jurul lui. Eu cred că v-a zis o dată sau de două ori pe soția mea până atunci. Era, de fapt, un reproș în toată povestea aceasta. Un reproș că n-am spus nimic și că, de fapt, l-am pus într-o situație dificilă. N-am vrut să-l pun într-o situație dificilă și, mă rog, pe vremea aceea nu se foloseau pilele. Da. Cam acesta era personajul. Evident că aș putea să vă dau multe alte exemple în legătură cu caracterul deosebit al profesorului Alexandru Piru, care era nu numai un erudit, era un fel de enciclopedie ambulantă. Nu n-am înregistrat niciodată nici cea mai mică scăpare
până și datele care pe mine întotdeauna m-au stresat, n-am o memorie a datelor, deci cronologia trebuie întotdeauna să o urmăresc în scris, la el nu. Era bine imprimată și întotdeauna îți da data exactă a unui eveniment. Evident că după 89 lucrurile s-au schimbat, pentru că s-au schimbat lucrurile în facultate. Piru era de multă vreme pensionabil, nu s-a pensionat, în schimb, împreună cu Ion Coteanu, lingvistul, au acceptat să devină senatori și au avut o destul de lungă carieră de senatori. Nu vreau să vorbesc despre perioada aceasta, mă rog, ne vedeam mai rar și eu lucram, el era mereu la Senat. În orice caz, moartea lui, care a fost un accident oribil, de fapt a făcut un tetanus, spălând vasele, folosea un buret din acela metalic și s-a înțepat și moartea a fost foarte rapidă. E partea unei mitopoetici pe care la care încerc să adaug câteva lucruri, da, sunt de acord și întotdeauna retrospectiva oferă șansa unei mai bune înțelegere a momentelor firești la un moment dat în care nu realizezi foarte bine că ți se transmite o moștenire foarte importantă. Jacques Cocteau avea o afirmație simpatică, spunea el că o pasăre cântă cel mai bine din arborele ei genealogic. Cumva există această genealogie prestigioasă pe care Universitatea din Craiova o face cunoscută și la baza căreia stă profesorul Alexandru Piru. Și, deopotrivă, propria mea genealogie, mult mai modestă, intersectează marele arbore genealogic al acestei universități, pentru că, așa cum spunea profesorul Nicolae Pana, am fost student 2 ani la Facultatea de Litere de aici, înainte de a mă transfera la București. Se pare că și asta o formă de tradiție, mai devreme sau mai târziu, pleci ca să te întorci în cele din urmă. Faci o aluzie apropiată. Cât își de puțin. Și pentru mine este foarte clar că nu-mi ies momentele patetice. Acest artă nu o stăpânesc precum o stăpânește profesoara mea, doamna Nina Aurora Bălan. Dar o emoție certă există pentru că mă aflu la același masă, prezidiu, cum vreți să-i spuneți, alături de profesorii mei, atât cei din Craiova, cât și cei din București. Și asta este un semn cert că am îmbătrânit, că altfel probabil n-aș fi stat aici. Cu siguranță. Încă o dată vreau să mulțumesc ocaziei care mi se oferă de a fi prezent într-o facultate unde am început și acest început este consistent și foarte important pentru mine, iar ceea ce vă propun nu este o evocare. Arta evocării a fost ilustrată cu excelență de către profesorul Neglij, de către profesorul Angelescu. Eu nu aș putea să o fac pentru că nu l-am cunoscut pe profesorul Piru direct și atunci v-aș ruga cu modestie să acceptați o reflecție în marginea temei acestui colocviu, care, dincolo de această onorare a unei figuri prestigioase care a fost profesorul Piru, are vizează deopotrivă și relația dintre tradiție și modernitate, o temă, evident, care poate exploda într-o polisemie derutantă, ușor de divagat într-o zonă extrem de laxă din punct de vedere al teoriilor și al
abordărilor, să ceea ce vreau eu să fac este mult mai modest și poate mai punctual în ideea de a cumva de a reveni la niște noțiuni fundamentale pentru noi. Și apelez la, pentru deschidere, la o fabulă, parabolă, utilizată de către filozoful George Agamben în cartea sa Focul și povestea. O mică fabulă pe care Gershom Scholem, în studii de mistică iudaică, o povestește ca istorie transmisă de Serge Agnon. Și o poveste foarte interesantă, e o poveste despre tradiție, de fapt, că altfel nu m-aș fi oprit la această mică istorie. Care spune așa, când Baal Shem avea o sarcină dificilă în fața lui, el mergea într-un anumit loc, în pădure, aprindea un foc și medita în rugăciune și ceea ce decida acolo se împlina, negreșit. O generație mai târziu, Magidul din Meseritz se găsește în fața aceeași sarcini dificilă și merge în același loc în pădure și spune: nu mai putem aprinde focul, dar putem încă să spunem rugăciunile și ceea ce și-a dorit în acel moment Magidul a devenit realitate. Încă o generație trece și Rabbi Moshe Leib de Sasov are de îndeplinit aceeași sarcină și apelează evident la același ceremonial, merge la rândul lui în pădure și spune: nu mai putem aprinde focul, nici nu mai știm meditațiile secrete ale rugăciunii, dar acest simplu fapt de a se afla acolo a fost de ajuns. După încă o generație, Rabbi Israel de Rishin este invitat să îndeplinească aceeași sarcină și din fotoliul lui aurit la castelul în care stătea, spune: nu mai putem aprinde focul, rugăciunile nu le mai știm, dar nu mai știm nici locul. Dar, în schimb, putem povesti istoria despre cum toate acestea s-au întâmplat. Și aici e încheierea fabuloasă și, încă o dată, acestea au fost suficient. Agamben insistă să vadă în această parabolă, o alegorie a literaturii, unde umanitatea se îndepărtează treptat de sursele mitologice, de sursele de mister și pierde această amintire a tradiției. Intenția mea este să mut pe celălalt versant, nu cel al literaturii, ci cel al tradiției, mica fabulă. Și ceea ce putem constata legat de tradiție sunt câteva lucruri extrem de importante. Tradiția, ceea ce se transmite, învață deopotrivă asupra focului, asupra locului și asupra formulei, dar rând pe rând ceva se pierde cu fiecare generație. Și aici există o anumită finețe și ambiguitate, pentru că este personalizată această pierdere, personalizată în numele păstrătorilor și a sacerdoților, cei care acumulează întreaga experiență a tradiției, sunt cei mai avizați în ceea ce privește conservarea ei, dar deopotrivă se pronunță numele generației. Cumva legătura de generație este extrem de importantă. Generația, nu numai acești sacerdoți, uită din corpul tradiției un fragment important al ei. Se poate observa că este înconjurată de o anumită sacralitate, e ritualizată pentru că toți acești sacerdoți performează un ritual. Ceea ce este de asemenea important, aceea sarcină revine comunității respective prin cel mai bun reprezentant al ei. Această sarcină nu ni se comunică niciodată în ce constă natura ei, dar putem să intuim că este legată și de puterea de a dăinui a tradiției, pentru că eficacitatea tradiției este atât de mare, încât și fragmentar ea acționează, este puternică. Numai că această tradiție este permanent diminuată. Un lucru, iară surprinzător, este că oricât de mult ar fi diminuată, pe rând toate elementele fundamentale constitutive dispar, chiar și când acestea au dispărut complet, forța este incomensurabilă, este atât de puternică încât eficacitatea ei, chiar și când rămâne rezidual o poveste, este foarte clară. Și ar trebui să ne gândim la această eficacitate, această putere a tradiției cu care noi investim tradiția, dar cu care tradiția
într-un anume sens, acționează asupra noastră. Cunoscută și Matei Călinescu în cele cinci fețe ale modernității, amintește această parabolă de la Bernard de Chartres, a imaginii piticilor modernilor cățărați pe umerii giganților care sunt reprezintă alegoric figuri ale tradiției, acestui magazin de cunoaștere, de acumulare a cunoașterii pe care o reprezintă tradiția. Modernii văd mai bine pentru că sunt cu câțiva centimetri mai sus, chiar dacă sunt pitici, însă văd mai bine pentru că stau pe umerii unor uriași. Deci, acel fond este fundamental pentru un pas înainte în cunoaștere. Încă un lucru care ne atrage atenția și care ar trebui să fie neliniștitor, dar iată că nu e. Fabula ne transmite un mesaj optimist. Mai devreme sau mai târziu, tradiția se pierde, într-un fel sau altul. Dar acest fapt nu trebuie privit ca o catastrofă, pentru că ea decantează întotdeauna în ceva. Agamben crede că acest ceva este literatura. Dar nu este obligatoriu ca acest ceva să fie literatura. Dacă vrem, putem accepta o formă de ficțiune mult mai generală, care înmagazinează de o manieră, spunem, simbiotică, organică, datele fundamentale ale tradiției. Ceva rămâne, dar și acel ceva nu este este doar ceva rezidual, cât uși de puțin. Un al treilea lucru, investim de obicei tradiția cu această putere remarcabilă a sacrului. Și acest sacru, chiar atunci când este paralizat, este devitalizat, se prelungește totuși în gesticulația ceremonială, în gesticulația rituală și își păstrează chiar și atunci o forță de iradiere. Chiar în formulele foarte, foarte diluate, nu poți să spui că tradiția a dispărut complet. Și nu întâmplător, am lăsat ultimul dintre lucruri care mi se pare foarte important, există acest recurs la mit, la povestea care îl grosează sau care îl reamintește prin intermediul literaturii. Literatura sau ficțiunea, într-un sens generic, reînființează de o manieră proprie relația cu narațiunea fondatoare de tradiție, adică cu mitul, iarăși într-un sens general. Și avem acest tablou, doar dacă ne gândim la câteva ipostaze în care mitul este reinvestit în cultura europeană, Nietzsche și Freud operează deschis cu materialul vechilor mituri, Marx vizează întoarcerea la societatea originară, la reinjentată, evident, cu tehnologie, cu miturile progresului, și arta, de asemenea, arta modernă, face apel numeroase împrejurări la originalitatea artelor primitive, să spunem, arhaice, spre exemplu, Brâncuș este influențat, dar arta africană, dar nu numai el, Picasso, și așa mai departe. Tradiția, de aici îi vine și întoarcerea la tradiția, la recuperarea tradiției prelucrării pietrei în Gorjul de Nord. O vede deodată cu alți ochi printr-un acest mic detur pe care îl face prin arta africană. Și cu alte cuvinte, toate aceste ficțiuni, dacă vreți, artistice sau epistemice sau filozofice, fac recurs la un loc geometric care, fără a fi foarte clar, fără a mai prezenta toate datele inițiale, are încă foarte multă putere. Acesta este prima parte. A doua parte a micii mele prelegeri ține de câteva puncte critice în care tradiția, într-adevăr, cunoaște un moment de criză, este pusă în discuție. Și mă interesează toate cele trei puncte critice, pentru că ele, de fapt, reprezintă ducerea până la ultimele consecințe a unei situații emblematice. Foarte ușor poate fi decelat ce a însemnat prima mare contestare a tradiției și nu a tradițiilor, cum se întâmplă în mod firesc. Tradițiile sunt contestate de către forme de modernitate, de inovatoare, de nou. Este firesc să fie așa.
Există un moment în care tradiția în ansamblu, ideea de tradiție este contestată cu o vehemență ieșită din comun și mă refer la apariția avangardelor, care fac din tradiție un bet noir, dar și modul lor de a, utopia de fapt, a consacrării unei arte fără a avea nimic în aval și fără a exista nimic în amonte. De fapt, tradiția este tăiată la ambele capete, acolo unde ea susține, este fondatoare, alimentează o formă de cunoaștere, dar și acolo unde tradiția nu mai poate fi instituită chiar de către arta pe care, arta care o contestă în formula ei de antecedență. Pentru că dadaiștii, spre exemplu, își propun să nu se transforme niciodată în, să nu se canonizeze niciodată, să nu existe niciodată o formă de fixare a lor. Asta li se întâmplă în cele din urmă. Dar proiectul este utopist, este acesta. O altă formă în care tradiția se află în impas, o găsim într-o cultură a decadenței, acolo unde ea acumulează atât de mult, devine atât de imperioasă, dar devine lipsită de acel element contestator, creator, divergent, insurgent, și atunci derapează către o formulă de, către o formă de manierism, către o formă de stilizare, către o formă de recurență care nu mai este deloc profitabilă și devine extrem de apăsătoare. Și atunci barbarul, într-un sens generic, că este vorba de un de artă sau că este vorba de un barbar în sensul unei, într-un sens chiar politic, este cel care poate reinjecta prin distrugere tradiția cu forță, cu vitalitate, cu ceea ce îi lipsește. Și nu în ultimul rând, pentru că s-au evocat aici o perioadă foarte dificilă pe care distinșii mei profesori au parcurs-o, și mă refer la tot ce a însemnat cultură și civilizație în perioada comunistă, cu dificultățile ei. Momentul realist-socialist a fost un moment de asemenea de foarte interesantă criză. Atunci când respingi o tradiție și încă una extrem de bogată și vrei să devii vrei să creezi un element, un moment fondator, un nou tip de literatură, te izbești de această uriașă dificultate de această forță extraordinară pe care tradiția o are proiectată în ficțiune, și decupajul extrem de precar pe care l-a realizat ideologii acestui curent, nu erau intelectuali autentici, arată foarte bine ce înseamnă atunci când vrei să te decuplezi de la aceste forțe ale tradiției, ce se întâmplă, cât de dificil este și în cele din urmă eșecul realismului socialist, numai din acest motiv a fost unul foarte clar. Și mai este un al treilea moment și cu acesta o să închei. În acest cuplu de forțe, tradiție-modernitate, foarte simplist, aparent, ușor de recuperat în linia unui antagonism. Mult timp cei doi poli au fost priviți într-o relație de antitetică și nu una dialectică. Foarte mulți teoreticieni au simțit golul dintre cei doi termeni și au încercat să-l recupereze printr-un terț pe care l-au introdus. Și aici nu fac decât să amintesc câteva posibilități, sunt foarte multe teorii și asta mi se pare foarte interesant. Și mă refer la o teorie foarte cunoscută a lui Antoine Compagnon, ideea de antimodern, de om care acceptă modernitatea, dar nu se, și evident, contestă tradiția, dar pe de altă parte, în interiorul modernității are o poziție de relativă divergență, de rezervă față de modernitate. Se găsește într-un câmp de tensiuni, într-un loc geometric unde nu se află nici pe deplin în tradiție, nu se află nici pe deplin în modernitate. Această formulă pe care Compagnon a încercat să o dezvolte într-o carte substanțială,
ne arată că, de fapt, nu avem doi poli cu adevărat, că acest câmp de tensiune este foarte fertil pentru apariția unei alternative. Și pentru că am pomenit o tradiție intelectuală românească prin profesorul Alexandru Piru, cred că poate fi amintit și Virgil Nemoianu cu teoria secundarului, unde secundarul este această formă intermediară care mizează pe eterogenitate și detaliu, de fapt mizează pe o alternativă, culmea la progres, elementul de dinamică, care asigură dinamica modernității, printr-un paradox foarte interesant, considerând că acest progres este uniformizator și totalizator, totalizant și evident procustian în aceea că ordonează, disciplinează și unifică, pierzând tocmai acele elemente fundamentale, nuanțele, detaliile, subtilității, imponderabile, inefabile, pe care literatura recuperează, în opinia lui Virgil Nemoianu, plasându-se iarăși, neplasându-se direct în modernitate, în principal, neplasându-se nici în principalul modernității, de fapt, și nici în principalul tradiției. Și spune că poate că ar trebui să medităm tocmai la această forță a ceva ce întotdeauna este supus dispariției, dar care nu dispare niciodată cu adevărat, ce anume tradiția, ci este permanent, cunoaște diverse forme de sublimare. Cea estetică este poate cea mai fericită și cea mai vizibilă pentru noi, nu cred că este singura, și care, într-un fel, trebuie să ne amintească că orice efemeritate își creează se află, de fapt, într-un câmp permanent de forțe și că păstrătorii tradiției pot fi optimiști chiar și atunci când cred că acesta a dispărut și că focul poate fi reaprins chiar și atunci când din toate elementele consacrate nu rămâne decât povestea dispariției lor. Vă mulțumesc! Pe marginea unor volume ale profesorului Piru mi-am lucrat și comunicarea, am și comunicare, să știți, dar o țin după aceea, că am înțeles că după aceea la sesiune. La sesiune, așa. Despre Piru comparatist, mă gândeam așa cu ce zâmbet bonom ironic m-ar fi privit și mi-ar fi zis: ce-ți venit, Cornelii, de când sunt eu comparatist? Pentru că știu că totdeauna avea, se exprima cu o ironie uneori mai tăioasă, depindea de comparatistul respectiv, alte ori mai înțelegătoare, dar spunea că el nu este comparatist, pentru că ce atâta teorie despre comparatism? Comparatismul se face, dragă, nu se teoretizează, îmi spunea tot timpul. Și sigur că așa este, da. Și deci, citind eu acolo, mi-am dat seama că, de fapt, într-un fel, acum vreau să leg de ceea ce spunea aici Angelo Michevici, el nu respingea niciun fel de direcție, niciun fel de curent în sine, da? Ci spunea că depinde cum acționează asta asupra omului respectiv. Deci cel care pretinde să facă o critică literară, o interpretare literară și așa mai departe. Adică toate erau, dar undeva în volumul despre literatura deceniului 40-50, spune acolo că la un moment dat anumite direcții care veneau în literatura română au găsit un sol nepregătit pentru așa ceva, pentru că numai generația mai vârstnică, să spunem, ar fi fost în stare să preia aceste modernități, să le spunem, așa, iar ceilalți nu erau în stare, pentru că prea mulți se atașaseră la noua direcție, mă rog, noua mișcare care s-a dovedit a fi neviabilă, cea realismului socialist, și atunci erau nepregătiți și de aici a apărut golul, să spunem. Însă, scriitorii talentați, generația vârstnică, cum spune el, a rămas totuși puternică, tocmai pentru că avea ceva de spus. Dar revin, domnul profesor Silviu Angelescu vorbea aici despre amintirea lui despre Craiova și dorința, cum să spun, adică vorbind cu plăcere despre Craiova, era chiar o dorință de alimentată de un fel de nostos, care nu era neapărat profesional, să spunem, pentru că el profesional era un om, un intelectual realizat, ci era mai degrabă un nostos din acesta afectiv.
De fapt, aici în Craiova, mai ales între, la cei tineri și la studenți, a simțit acel atașament spiritual, a simțit acea admirație pentru erudiția lui deosebită. Și de aici am să spun că pentru mine el a rămas un om spectaculos, în adevăratul sens al cuvântului. Făcea spectacol autentic, să spunem chiar din banalele ore de curs, da? Fără a teoretiza, aici era deosebirea între el și profesorul Zanfirescu. Profesorul Zanfirescu ne spunea totdeauna că la curs te prezinți, ca la ambon te prezinți, așa. Nu, dimpotrivă, la profesorul Piru apărea, care ambon, ce? Adică toate lucrurile astea erau, așa. Însă, în momentul în care începea să vorbească, totul se detașa de ceea ce era în jurul nostru, de ceea ce era afară sau... Nu mai interesa, în momentul acela erai captivat de la început până la sfârșitul cursului. Deși unii pe urmă spuneau, cârtitori așa, zice, da, domnule, dar ce povestește? Domnule, e o artă, acea artă a modului în care profesorul Piru povestea opera este pur și simplu inimitabilă, da? Aș fi dorit foarte mult, cum să spun, să-mi dezvolt această artă, a fost imposibil. Profesorul Piru, în anii cât a stat la Craiova, pe lângă faptul că, așa cum spunea și Eugen Negrici, numele foarte repede, foarte elegant, dar foarte eficient, a terminat cu impostura. Asta iarăși făcea din el un om spectaculos. Adică, fără atitudini sau discursuri contondente, așa, pur și simplu, cu legea mână vorba lui, adică a văzut cine este din el. S-a dus la câteva ore, să spunem, acolo și s-a dat seama imediat și s-a luat exact după așa. Unii spuneau că, mă rog, ar prefera absolvenții de București, și așa îți și explicau, să spunem, apropierea lui de Eugen Negrici, de mine, de Gabriela Maria Pintea, care, mă rog, acolo era o apropiere, așa, de Dorin Teodorescu. Adică știi că ar fi preferat absolvenții de București? Nu, era inexact. Adică, într-un mod foarte corect și foarte egal, s-a comportat și față de absolvenții din celelalte centre universitare. Mi-aminteam acum că... Într-un fel, ar fi mai fost și alte aniversări, am trecut peste ele, desigur, deci 100 de ani ar fi fost acum de la nașterea lui Piru și culmea este că ar fi fost 110 ani de la nașterea profesorului Zanfirescu și de la nașterea profesorului Papastate. De ce amintesc? Pentru că fiecare în felul lui, cu grupul respectiv, de la franceză, deci învățământul francez, filologia franceză, datorează foarte mult acestui început. Nu mai spun de profesorul Zanfirescu, pentru că aici vorba aceea ar fi o vorbire prodomo, așa noi, eu am fost, noi așa, în micul grup de literatură universală și comparat al profesorului Zanfirescu, unde și acolo a făcut curățenie, mă rog, sigur că lumea... Din orgolie, da, așa. Așa, sigur că dau un joc al orgolilor. Interesant era că toți acești oameni, și eu am spus, era probabil un model de formare interbelică. Mi-am zis eu așa, știi, tot într-un mod mitopoetic, domnule profesor, adică cei formați în perioada asta interbelică, nu știu, aveau un mod non-canibalic de a se confrunta. Știi? Acum, sigur, confruntarea este bună, nu-i așa? Mai ales dacă vorbim de profesorul Piru, spiritul controversei este ceea ce îl caracterizează. Dar asta nu trebuie să fie canibalic, adică nu înseamnă că trebuie ăla să dispară ca să poți să trăiești tu, da? Adică cei trei, într-un mod foarte nostim, se suportau cordial, ca să zic așa. Mă rog, comunicau destul de rar, dar... grupurile respective pe care ei păstoreau, ca să zic așa, aveau toate posibilitățile de dezvoltare. Și aici intervenea iarăși umorul foarte fin al profesorului Piru, care îmi spunea cam așa, da, dragă, dar te naști în 1907. Ce an este și ăsta? Și la un moment dat, nu știu de ce mi-a venit așa și am zis, da, și 1917.
Ei, lasă, el la mine așa, știi? Pentru că la urmă nu și 1907 în istorie, dar și 1917 știm și noi așa ce am adus în istorie. Așa, da. Dar el a rămas, se zice, mă rog, că oamenii trăiesc, sunt nemuritori prin memoria ce se perpetuează în cei în viață, nu-i așa, și care o transmit de la generație la generație. Dar eu a zice aici că nu. Piru va trăi, cum să spun, ca profesor și ca istoric și critic literar, pentru că și acum, dacă citești cărțile, că eu am făcut acum, trebuind pentru comunicare să reiau lectura anumitor cărți, veți descoperi acolo ceva extraordinar de viu și de proaspăt. De fapt, așa cum era. Era o originalitate neostentativă, nu știi cum s-ar zice, nu-și dădea cu ea în cap, era o legendă neostentativă, un discurs erudistic, iarăși fără a se împăuna cu asta, nu? Fără a arăta o... De fapt, nu era un om intimidant, da? Unii probabil l-au luat și așa, unii au fost foarte deranjați, pentru că altfel eu nu pot să-mi explic, de exemplu, de ce în spațiu online, de exemplu, au apărut chiar și cu acest prilej în care ai zice că totuși un spirit academic te-ar obliga în momentul în care comemorezi, nu? Așa? Când vorbești despre moarte, că s-au împlinit 10 ani, vorbeau în 2003 și în 2013, când așa. În momentul acela, spiritul academic te obligă să fii reticent. Nu, am văzut că există articole care continuă așa să arate, nu-i așa, cât de așa și cum a greșit el în ultima parte a vieții. Care este greșeala? Pentru că la urma urmei, după moartea fiecărui om, greșeala este ceea ce lași în viață, iată o pagină, două, o mie, nu-i așa? Asta e. Deci aici ne punem întrebarea. Nu, așa că nu știu, că n-a optat bine, că n-a făcut bine, nu știu ce știi. Așa. Iar lipsa de informație este jalnic, este condamnabilă pur și simplu, adică este jalnic să citești în asemenea pagini în care o bună parte a vieții profesorului, omului de catedră, omului care a format niște oameni, omului care a fost atât de generos cu oamenii, așa, să lipsească total. Unii din ei nici măcar nu amintesc că a fost decan la Facultatea de Litere din Craiova, nici măcar nu amintesc că au fost la revista Ramuri și că dacă tot a venit vorba de revista Ramuri și acolo profesorul Piru a făcut un lucru excepțional, spectaculos. Cât timp a fost directorul revistei Ramuri, sau mă rog, cum se numea Bucu, nu director, zic eu acum, redactorul șef al revistei Ramuri, cât timp a fost acolo, cum spunea el, condeele universitarilor au fost prezente lună de lună, căci revista apărea lunar, lună de lună. Dincolo de niște reproșuri pe care le știm, pentru că apăreau în spațiu public, ce caută cu tare lună de lună acolo, ba că nu știu ce zic ea de la partii sau nu mai știu, de treaba lor, știi? Așa. Dar el a impus lucrul acesta, da? Adică să fie, ori dacă e o revistă de cultură, apoi acolo să fie profesioniști în cultură, da? Sigur că după ce a plecat, așa. În rest, celelalte, nefericirile, să spunem, post-Craiova, nu mă pronunț, că nu le cunosc, așa, deși eu nu, stai puțin, nu te uita așa, că sunt, nu sunt ipocrită. Să știi că am invitat-o pe Gabriela Maria Pint, am invitat-o aici și mi-a spus că îi se pare că ar fi indecent dacă ar veni. Și atunci asta este. Deci înseamnă că invitația mea a fost indecentă, dacă și Pucu zice că așa este. Da, invitația n-a fost, prezența ar fi fost. Așa, mă rog, da, așa, iar... Cum să spun, dincolo de lucrurile pitorești, trebuie să ținem seama că el a avut o importanță deosebită și în devenirea universitară a oamenilor. Deci un decan din acesta care, dacă nu putea să te primească la doctorat, atunci era neapărat în comisia de doctorat, știi? Și eu, de exemplu, când mi-am susținut teza, pe care el, ideea a fost a lui, adică el m-a sfătuit.
tu poți să scrii o teză despre. Așa. Eu am făcut Antioch Cantemir și clasicismul european, iar el a fost în comisia de susținere a doctoratului. Eu scriam teza, nu spun ce replica pe care mi-a dat-o, eu am scris teza tot timpul cu gândul la Șerban Cioculescu, pentru că mi-era teamă că dacă greșești ceva, dacă nu e bine ales un cuvânt, dacă nu știu ce, el va fi nemilos cu așa. El a zis, ce a zis nu contează asta, dar vreau să spun că în momentul când am susținut teza, eu mi-am pus în gând să nu privesc spre profesorul Piru, pentru că mi-era teamă care va fi privirea, adică să nu fie o privire ironică, sau așa. Din potrivă, eu niciodată nu am văzut acea privire, adică pentru prima dată îl vedeam pe profesorul Piru cu admirație. Cu admirație. Dar am găsit lucrul acesta și în unele studii ale lui din reflexe și interferențe și am să vorbesc acolo în comunicare. Că eu totuși despre asta am făcut comunicarea, trebuie să știți că am și comunicare, nu vă plictisesc cu ea, o să fie vorbită, nu putem acolo pe loc, da? Așa, despre Pirul comparatist și asta mulțumesc este. Frumos. Am tot încercat să evit ispita aceasta a evocărilor, care sunt foarte multe și în ceea ce mă privește, și pregătisem și rămâne pentru eventuala, cum să spun, folosirea lor, probabil, da? Oprindu-mă, vroisem să insist mai mult asupra acestei teme care mi se pare esențială, erudiția în slujba instrucției formatoare, într-un moment, adică redecantată acea erudiție a lui Piru, care era faimoasă și pe care am cunoscut-o cu toții, așa încât acum mă rezum la tot la niște evocări și cred că vor fi trei în principal, care mi se par mie simptomatice pentru prezența lui Piru la Craiova și cumva, iată că nu pot să mă substit, să evit și pentru destinul meu, așa cum spunea doamna profesoară. Prima este legată, pentru cei care își aduc aminte, puțin cât suntem aici, de primul curs al profesorului Piru, în sala, în aula cealaltă, care se numea 212 sau... 436. Nu, pe același coridor. Cu cea unde e matematica, care dă către teatru. Acolo s-a ținut, da? În amfiteatru, primul curs, care era evident de sorginte călineștiană, amintiți? Cu toate perlele luate din tezele de admitere, să amintesc aici că a fost un examen eveniment al urbei 1966, era și o schimbare de programă foarte rapidă, adică noi învățasem în liceu, de exemplu, că Junima și Maiorescu reprezentau reacțiunea, nu știu ce, se schimbase programa și foarte mulți au căzut victimă, mai ales că se pregăteau cu profesori de liceu prin toate și localitățile. Am avut studenți din Constanța, din Brașov, din domnul profesor Negrici și aduce aminte că era reprezentată toată România în acea primă promoție. Ele erau reprezentate. Corect. Și a fost un spectacol acel curs și o noutate, un șoc aproape pentru multă lume. Erau și, mă amintesc bine, și niște foarte tineri actori de pe vremea aceea la Craiova, care acum sunt personalități cunoscute în cultura românească, veniseră din afară chiar, da? Nu era loc să stătea și pe... Da? Și un spectacol cu, vă imaginați, cu hohote de râs, pentru că perlele scoase din teze erau formidabile, erau șocante. Dar s-a terminat, dacă doamna profesoară își mă aduce aminte, a terminat cu un citat, cu două fraze.
insistând, zice, voi încheia altfel acum, și a dat un citat pentru o anumită teză. Eu eram, nu știu dacă am mai crescut între timp, din punctul de vedere al înălțimii, dar am sentimentul acum retroactiv că eram ceva mai scund decât sunt acum, așa că eram pe undeva pe la mijloc cu Adriana Teodorescu, care era încă o dată aproape cât mine, da? Pe atunci ne cunoscusem în primele zile de facultate, dar pierdut undeva în mijlocul sălii și eu am avut un șoc pentru că m-am recunoscut cu cuvintele acelea, da? Și atunci profesorul a încheiat să se ridice în picioare cine se recunoaște aici. Eu m-am ridicat în picioare, numai că profesorul Negrici, care era acolo, la catedră, a făcut a dat o replică care la rândul ei a stârnit. Zice, nu, s-a ridicat, dar atâta este. Da? Așa s-a încheiat acel curs, vă aduceți aminte. A doua evocare pe care vreau să o fac, la clădirea aceea de lângă Facultatea de Mecanică, la etajul 1, într-o sală, păi, cred că la jumătatea lunii octombrie 1966, un grup de tineri incitați de mine, nu? Și cu complicitatea profesorilor noștri asistenți pe vremea aceea, Eugen Negrici, Marin Beșteliu și așa mai departe, Cornelia Crez, facem un cenaclu literar, da? Pe care eu îl concepusem și îl aranjasem cu un grup de colegi și pe care trebuia să îl numim Lucian Blaga. Era obsesia mea Blaga și a rămas toată viața și ne adunăm acolo într-o seară, domnul profesor Negrici își aduce aminte, la etaj, pe o să vă aduceți aminte că sunteți implicat și în asta și în preziu acela era doamna Sina Dănciulescu, pentru Sina, că da. Era poetă. Nu. Profesorul... Nu cred. Profesorul Piru și eu ca reprezentant și inițiator al acestei... Na, publicasem prin presă niște poezii, în sfârșit. Și începe o dispută foarte acerbă între mine și profesorul Piru. Eu eram inocent, evident, total inocent în asta, pentru numele acestui cenaclu. Piru spune, nu, domnule, Todor Argheze, pentru că este poet la origine și oltean și este indiscutabil un poet mult mai important decât Blaga și gândi. El rămânând încă 66, da? În acea optică a lui Călinescu, vis-a-vis. Mitul blagian era clar. Da. Și a durat, s-a compromis, de fapt, această tentativă. Când s-a terminat, a rămas totuși cenaclu Arghezi, sau, mă rog, a rămas nedeterminat, nedefinit, dar pe sală profesorul Negrici mă cheamă și îmi spune, ce dracu ai făcut, zice, ce l-ai incitat pe... Pentru că, zice, vei avea probleme de acum. Chestiunea este că a doua zi la ora 9 eram chemat la decanat, că așa a început perioada mea de răsfăț, din care nu știu dacă care parte, partea negativă sau partea pozitivă ar de răsfăț, din care n-ai mai ieșit, din care n-am mai ieșit nici acum, da? Pentru că acesta era profesorul Piro, adică mă așteptam la o reacție de sancționare, de reproș, de nu știu ce, a fost exact pe dos. Adică, efectiv, am discutat, domnule, zice, nu, sigur că și Blaga este foarte importantă personalitate și nu știu ce, totuși, dumneata trebuie să cântărești. Și am avut o discuție extrem de... și am rămas foarte multă vreme. Și cu ultima cu care vreau să închei, ca să nu plictisim auditoriul, este legat tocmai de erudiția profesorului Piru și legată de domnul profesor Angelescu, de figura lui Șerban Cioculescu, care în 1968 este invitat de al Piru să țină un
o conferință, un curs de fapt, nu mai țin minte tema, da? Dar erau două somități, amândouă, cum să spun, evidențiate prin erudiție, de fapt. Adică noi îi priveam ca pe niște erudiți de o parte. Și evident Cioculescu, care avea încă în perioada aceea 68, deci da, era destul de activ și în presa literară și editorial, da? Și după moarte. Da. Tot activ. Mi-aduc, sigur, mi-aduc aminte că, nu mai țin minte tema acelei lecții a lui Șerban Cioculescu, dar la de 3-4 ori, cu profesorul Piru lângă dumnealui, de 3-4 ori, la date și la nume și la... De asta s-a întors să aibă confirmarea. Zice, da, profesorul Piru poate să-mi confirmă dacă este așa sau nu e așa. O chestiune care pe noi, tinerii de atunci, chiar, cum se spune... Și știa și el carte cu grămadă. Pe tocmai asta vreau să spun. Adică, de centură pe care noi impuneam noi prin erudiția lor, da, adică recunoscându-le. Da. O paranteză mică. La examenul, unul din examenele de doctorat la București, Piru avea examen și era Cioculescu. Ți-l dau pe Cioculescu, zice, să vorbești, să spună întrebări și să răspunzi. Ce teză ai? Cronicare. Oh, bravo. Domnule, și începe să-mi pună întrebări despre toate relațiile sexuale ale domnilor din toate. Acum, vă jur. Și le știam perfect. A fost magnific. A fost eu cu Cioculescu, formidabil. Și a intrat Piru și zice, și văd că da. Și da. Și aș vrea să închei prin evocarea unui așa pur și simplu crudă a unei întâmplări, a unei poziții a profesorului Piru vis-a-vis de studentul care eram. Noi am fost unicul an pe care ne-a predat 3 ani, da, deci mergând până la clasici. Și nu a dorit, nu m-a lăsat, nu a voit să mă examineze. Deci 3 examene am avut, dar nu a vrut să mă examineze. Și în anul 3... am insistat, am intrat de 2-3 ori, totuși când mi-a venit rândul la litera pusă, intru și mă cheamă și îmi spune, domnul Popescu, domnule, am fost până mai azi de menață la Minerva, sunt obosit, așteaptă-mă după asta și după ce discutăm, sunt obosit acum, da. Avea totuși un șarm și, apropo de ironiile și de criticile, și nu, erau amiabile, adică chiar și atunci când părea să dea sentințele lui, nu aveau acel aer malefic, cum să spun, sau definitive, cum păreau să fie, pentru că el, într-adevăr, când defina, să zicem, neputința sau neîncadrarea unui scriitor, dădea impresia că e o sentință definitivă. Totuși, cine îl cunoștea și știa să recepționeze bine mesajul, nu era niciodată așa. Apropo de unele judecăți de valoare pe care le făcea și care nu erau făcute cu nu știu ce program de natură estetică sau... Este un prilej de a accentua un lucru pe care l-aș pune sub cupola expresiei maestri și discipoli. Din fericire ne-am coagulat aici și acum ca să evocăm relația aceasta specială despre politețe, despre politețe academică și generală în speță,
care ne face să recunoaștem ascendențe și care ne asigură, dacă ne asigură, un succesorat. Ar fi bine să ne gândim la o adică, primoresc să lase contribuții, cum vom fi noi evocați, dacă se va întâmpla, peste o vreme. Deocamdată, suntem aici ca să le spunem noi, studenților sau învățăceilor, în principiu, de ce merită, stimați profesorii noștri și de ce este un gest nu numai ignar, este un gest de profundă impolitețe să-i uităm și, din acest punct de vedere, din nefericire, faptul că numele lui Alexandru Pilu s-a rostit, se rostește acum aici la Craiova, nu ne asigură pe noi că se va rosti în mințile altora și de acum înainte. Depinde de noi să vorbim despre asta și să nu facem parte dintr-o anumită categorie a celor care uită prea repede. Spunea Rilke că se succed mereu trei generații în istoria acestui pământ. O generație îl caută pe Domnul, o altă generație îi ridică temple și a treia generație ia pietre din temple și își face case. Sper să noi și cei care ne aud în amfiteatre, pe urmașii lui Piru, pe cei care am cunoscut, se au citit măcar cărțile, să nu ajungă să ia pietre din templele înaintașilor ca să-și facă lor case sau chip cioplit. Cam asta vreau să spun și evoc doar o carte care mi se pare esențială și pentru noi și pentru tinerii care ne-au ascultat sau ne ascultă. O carte esențială după mine, a lui George Steiner, Maestri și discipoli se numește cartea și titlul englezesc spune foarte multe, după părerea mea, Lessons of the Masters. Avem timp să mai învățăm în colecție și dacă da, de la cine? Să ne alege cu grijă profesorul. Alexandru Piru era un astfel de profesor pentru care o mare personalitate și în sens uman și ar trebui să fim atenți la ghidajul său. Cei care uită, de bună seamă, nu cred că merită să ajungă într-un panteon. Alexandru Piru a meritat și meritul său rămâne în spiritul nostru, fie acum vorbit, fie mai ales, fie și gând. Mulțumesc! Din familia lui Ioniță Sturza, primul domnitor nefanariot de la 1822 și probabil pe linie de Bacău, prietena mea știa tot felul de lucruri despre profesorul Piru. Familia prietenei mele a fost persecutată în modul cel mai nedrept, pentru că, deși se numeau Sturza, nu erau oameni bogați. Străbunicul pierduse toată averea, pare să la Monte Carlo, bunicul fusese un medic care trăise din salariul lui de medic, iar tatăl prietenei mele era ofițer în armată și în calitate de tânăr ofițer a fost trimis în Germania, cu care noi eram aliați în timpul războiului, deci a fost trimis în Germania să se perfecționeze. În momentul 23 august 1944, insula din Marea Nordului, unde acești ofițeri români se instruiau, a fost înconjurată de armata germană, ei au fost făcuți prizonieri și trimiși în lagăr. Nu era un lagăr gen Auschwitz, era un lagăr pentru ofițeri, în fine, pentru militari americani, britanici, români, etc. Deci pentru, erau prizonieri de război și sigur că tratamentul era oarecum diferit, deci nu erau cuptoare, dar o plăcere să stai acolo, sigur că nu era. Tatăl prietenei mele, la eliberarea lagărului, lagărul era undeva în Austria, a venit până în România cu o roabă. Adică era un prieten și cu el care aveau o roabă. Un număr de metri împingea roaba unul și celălalt stătea în roabă, după aceea făceau schimbul. Și în felul acesta au ajuns în România. Din cauza numelui, tatăl prietenei mele n-a putut să lucreze, de exemplu, în București, unde se mutaseră, lucra numai pe șantiere. Fiind inginer topograf,
Sigur că a găsit de muncă, pe vremea aceea în România se construia imens de mult. Și printre colaboratorii lui la topografie a fost și profesorul Piru, care era șomer și care nu s-a putut angaja într-o altă poziție și care și-a început glorios cariera ca lănțar topograf. Am aflat și eu ce este un lănțar topograf. Lănțarul topograf este cel care ținea stâlpul. Pentru că topograful adevărat era cel care făcea măsurătorile și așa mai departe. Deci, după acest episod foarte, foarte trist, de fapt, și semnificativ pentru epocă, în calitatea mea de studentă bucureșteană, se auzeau încă diferite anecdote despre examenul profesorului Călinescu cu asistentul său Alexandru Piru, oarecum în direcția anecdotei pe care ne-a povestit-o Eugen Negrici, niște anecdote care, cu mintea de acum, le-am zice, ușor sexiste, niște domni de la Hollywood au apățit-o pe chestia asta, se pare că e o chestie care va deveni deja istorică, va dispărea cât de curând. Da, da, al minter avem de cazul. Eu nu m-am simțit șignită de acele remarci, dar cred că sensibilitatea tinerelor doamne actuale s-ar putea simți jignită. Bun. În momentul în care am venit la Craiova, profesorul Piru exact plecase de un an sau doi, în 73. Dar, cum să vă zic, umbra dânsului domina încă facultatea. În primul rând, la franceză era încă Gabriela Pintea, despre care s-a vorbit, și de care eu mi-aduc aminte foarte bine, am fost câteva luni colege de catedră.